Bună ziua, prieteni! Aseară am făcut o pulpă umplută de miel și am zis să vă spun și dumneavoastră cum am făcut această pulpă. Eu am făcut fotografia atunci când am scos-o din cuptor și am pus și modul de preparare și toate ingredientele. Aceasta este pulpa, care o vedeți, da? De ce îi zice pulpă umplută cu miel? Pulpă de miel umplută? Pentru că această pulpă, pe partea aceasta, cum o vedeți, da? Aici sus, este tăiată, i s-a făcut un buzunar, să zic așa, și i s-a băgat toate condimentele și toate organele de miel care s-au făcut exact ca și cum s-ar face un drop. Deci, pentru început, luăm pulpa de miel, o spălăm foarte bine, o curățăm de părul acela dacă are și exact acolo unde v-am arătat puțin mai înainte, ia să vă, așa, pe partea aceasta, aici, undeva, unde este, nu se vede că e cusut foarte bine, da? E făcut un buzunar în care se bagă conținutul la care făceam referire. Pentru această, conținutul acesta, pentru aceasta luăm măruntaiele de la miel, două legături de ceapă verde sau trei mai mici, două legături de, o legătură de usturoi sau două mai mici, dacă aveți 50 de mililitri de ulei, dacă aveți cât trebuie, nu cu untură sau mai știu eu ce, două legături de pătrunjel, trei ouă sau patru ouă, depinde după cum vreți să-l faceți de gustos, sare și piper după gust și, nu în ultimul rând, bere și vin roșu. După ce aveți aceste ingrediente, haideți să vorbim despre modul de preparare al drobului, să zic așa. Vom lua toate organele acestea, le vom pune la fiert, în apă rece și nu se va pune absolut nimic. Mare atenție să nu puneți sare în apă, deoarece se întărește ficatul, se face ca piatra și nu mai este bun. Când va începe să fiarbă, se va forma, știți și dumneavoastră, o spumă și această spumă trebuie să se înlăture. Bineînțeles că odată ce ați înlăturat această spumă, carnea nu trebuie fiartă prea mult, adică organele, deoarece sunt fragede și se sfarmă. După aceea, după ce s-a terminat de fiert, se lasă să se răcească și între timp s-a tăiat ceapa și usturoiul în bucăți mici, se pun la călit ca să-i dea un gust mult mai bun și după aceea se pun ouăle peste organele care s-au tăiat în prealabil în bucățele foarte mici, se amestecă și ultima dată se pune mărarul, se pune tot ce avem acolo cu ceapă, cu tot și se lasă, să zicem, la macerat. După ce s-a lăsat puțin să se odihnească, se ia conținutul, se introduce în pulpa de miel, așa cum v-am spus, deci se introduce aici în pulpa de miel, acel conținut, e cam grea, da? Dar e bună, vă arăt și dumneavoastră, da? Și odată ce s-a introdus acolo, se aranjează foarte bine, ca nu cumva să iese afară. Vă arăt că am la îndemână aici, uitați, cu oață dintre aceasta, mai tare, mai bună, cu nac, mai gros. Se coase buzunarul acela, ca să nu iese aluatul, să zic, afară. După care se pune în tavă ulei, se pune puțină apă și se adaugă pulpa.
Peste pulpă, după cum ați văzut, se pun condimente ca să devină mai crocantă și mai bună. Și nu în ultimul rând, se pune vin roșu peste ea ca să-i dea un gust și o aromă. Vreau să vă spun că pulpa se ține la cuptor cam în jur de o oră și 10 minute. Între timp te mai uiți să vezi nu cumva să se ardă. Și bineînțeles că înainte, cu vreo 10 minute, ca să îi dea și o frăgedire la carne, se pune bere peste ea și în tavă. O lasă să se mai pătrundă și după aceea pulpa este făcută și se oprește cuptorul, se scoate din cuptor pulpa și se poate servi. Bineînțeles, se poate servi cu mușdei de usturoi, cu muștar sau eu știu ce. Și ca și băutură e bun, sau mai bine zice, binevenită un vin roșu, roze, un vin alb și nu în ultimul rând niște bere. Deci aceasta este, doamnelor și domnilor, pulpa de miel umplută la tavă. Și mai jos am să vă las și descrierea în amănunțime, așa cum am descris-o eu, dar în mare cred că ați înțeles ce aveți de făcut. Și în concluzie, în loc să faceți și drobul și pulpa, puteți să faceți doi într-un. Și să știți că e foarte gustoasă, pentru că pulpa își ia mirosul de la organe și practic organele își ia gustul sau mirosul de la gustul, mai bine zis, de la pulpa de miel. Cu acestea fiind terminate, eu vă urez sărbători fericite, un Paște fericit și să auzim numai de bine. Eu am fost Marin Dorel de pe canalul de YouTube. Vă doresc un weekend cât mai plăcut și vă pup și vă îmbrățișez cu drag. Thank you.